Traian Băsescu, locul întâi pe listele de candidați ale PMP la Parlamentul European. Informația a fost dată pentru NCN de surse de la nivelul conducerii partidului, care ne-au declarat că fostul președinte va fi cap de listă. Eugen Tomac, președintele PMP, a spus însă că nu i-ar fi propus fostului șef de stat să candideze, dar a anunțat încă de ieri că partidul pregătește surprize spectaculoase pentru alegerile europarlamentare. Totodată, acesta a mai declarat că, în acest context, speră ca formațiunea sa politică să obțină trei fotolii de europarlamentari. Informația este confirmată și de alte publicații de presă din București. Numărul 2 pe listă va fi potrivit acelorași surse Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României. Este anul greilor în Parlamentul European, a comentat sursa noastră referindu-se la candidatura unor politicieni cu experiență, precum Vasile Blaga, cel care va deschide probabil lista Partidului Național Liberal.